Noi ne pregătim de școală cu doar câteva sute de mii de oameni vaccinați. Englezii stau acasă după 11 milioane de vaccinări, cei drept cu prima doză. Și au imunizat astfel 90% din persoanele cu vârste cuprinse între 75 și 80 de ani. Premierul Boris Johnson este foarte precaut și insistă să țină școlile închise până cel puțin pe 8 martie. Roadmap as far as we're able to, uh, giving everybody some uh, more clarity insofar as we can about how we hope to unlock, beginning as you know, I'm sure, with uh, schools. We hope very much from, uh, from March the 8th. But I want to stress that it is still early days, uh, and we have in rates of infection in this country still very, very high. Nici de relaxare nu se poate vorbi. E prea devreme să ne gândim la reducerea sau ridicarea restricțiilor, a transmis premierul britanic. În ultimele 24 de ore au fost raportate peste 20.000 de cazuri de infectare în Marea Britanie.